că au mâncat 5.000 de bărbați afară de femei și copii și că jos au rămas 12 coșuri de fărâmituri. Adică ce înseamnă? Cele 12 cei 12 apostoli care vor propovădi Evanghelia și vor hrăni toate neamurile din fărâmăturile Evangheliei lui Hristos. Pentru că ei nu vor ști să facă pâinea întreagă, pâinea cea vie din cer, numai din ea cine mănâncă în veac nu mai moare. Și ce face Iisus Hristos? Când este carne, când este pâine, când este pâine, când este carne. Deci nu-i nouă știe. Și atunci, Simeon este unul din îndumnezeiții la minte care are puterea să discearnă că în biserică stă cuvântul întrupat în chip de prunc în mâinile unei fecioare. Și îl cheamă cerându-și dezlegarea sufletului său și eliberarea din lumea aceasta. În schimb, dacă ne ducem în Pateric, unde am vrut să ajung, bătrânul acela avea o altă preocupare. În bunătatea inimii lui vrea tot timpul să-și mântuiască ucenicii și mereu l-a rugat pe Hristos aproape 30 de ani. Fă ca ucenicii mei să aibă același har care l-am și eu. Și într-o zi s-a arătat Hristos și a spus, asta nu se poate niciodată, fiecare trebuie să se străduiască pe măsura lui. Uh-huh. Zis și făcut. Chiar ieri m-am bucurat de aceasta, a venit o doamnă și mi-a spus, părinte, am 20 de ani de când mă spovedesc la dumneavoastră, azi vreau să sărbătoresc. Și mi-a dat o floare. Zic, pun-o la Maica Domnului. Și o întreb, zic, la 20 de ani de umblat la biserică, te-ai schimbat cu ceva în bine? Zic, ce ești, oaie sau capră? Și ea, eu am luat-o ca la Pateric și ea mi-a răspuns așa zâmbind. Ei, câteodată parcă-s oaie, câteodată parcă-s capră. Zic, încearcă să te vezi prin oglindă mai mult oaie. Că așa-i place lui Dumnezeu. Și mă uitam că în cei 20 de ani a trecut prin suficiente încercări. Operații, boli, necazuri, nuntă, însoară copii, mărită, botează, crește, fă servici. Și părinte, toate le-am dus cu darul Dumnezeu. Cu adevărat așa este. Cu darul lui Dumnezeu. Și mă întorc la ceea ce înseamnă ucenici și povățuitor. Și în ziua de astăzi, noi avem câte un preot. Dacă îl vrem, îl ridicăm în slavă, dacă îl vrem, îl ponegrim. Dacă îl vedem și vrem să-l vedem bun, îl vedem bun, dacă îl vrem să-l vedem demon, îl vedem demon. Și spui, păi a făcut așa, păi a făcut așa, păi a zis așa, păi mi-a făcut așa, păi, dar s-a întâmplat așa, da, cu tare, și fiecare are o scuză. În schimb, duhovnicul poate fi la înălțime. Dacă ucenicii îl respectă și îi păzesc învățătura, că e foarte ușor să spui, sunt ucenicul părintei Iustin Pârvu, sunt ucenicul părintei Arsenie Papacioc, sunt ucenicul părintei Sofian Boghiu, sunt ucenicul părintei Ofir Păreanu, asta s-o crezi tu. Faptele tale dovedesc dacă ești ucenicul cuiva. Dacă tu faci ce a făcut bătrânul tău, și respecti învățătura bătrânului tău, ești mare. Dacă tu nu îndumnezești acea învățătură și nu o materializezi în lucruri reale ca să existe, ei zero, nu-i nimic, ai apă de ploaie. Adică e o simplă teorie goală. Pentru că ortodoxia nu-i teorie, ortodoxia e practică, ortodoxia e viață, nu-i ideologie. Da, vedeți, unii vin și spun, eu știu totul despre ortodoxism. Da, foarte bine, chiar bine că știi despre ortodoxism. Eu aș vrea să știu totul despre ortodoxie. Adică ce înseamnă miezul vieții creștine, modul de a trăi viața creștină, modul de a simți pe cel flămând de lângă tine, modul de a simți să fii răbdător, modul de a simți să fii smerit, modul de a simți să fii blând, modul de a simți să fii calm, modul de a simți să fii om, modul de a simți să fii educat, să fii elevat, să fii de bun simț. Deci, dacă tu ai impresia că ortodoxia se face cu parul și cu impresia de tine, e una din cele mai mari erori de conjunctură. În primul rând, ortodoxia nu are întrânsa putere, deci ortodoxia nu face abuz de putere. Fericirea de a cunoaște calea este cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă tu nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, totul e zero. Și curentele, să știți că sunt moderne. Unii merg pe sistemul atonit. De exemplu, sistemul atonit e unul mistico-ascetic. Asta e acolo, e muntele rugăciunii, acolo toată lumea se roagă. Este sistemul
pusnicesc, cel care alege să stea singur să citească psaltirea. Este sistemul idioritmic, stau 2-3, este sistemul veții de obște, e plin patiericul egiptean, Pahomie și Antonie. Și este sistemul individual în ascultarea de duhovnic sau viața de obște, cum avem în mănăstirile românești, în care dacă ești sub o rânduială și sub o disciplină, poți să fii pe drumul cel bun. Ei, acum apar dilemele. Păi cum să stau eu în viața de obște dacă sporit? Păi așa stai în viața de obște dacă ești sporit, te vadă și altul să sporească ca tine. Că dacă ascunzi sporenia aia și nu o vede nimeni, cu ce te-ai câștigat? Ce am eu folos ca am o floare rară care nu o vede nimeni și o ascunde ochii lumii? Cine o parfumează, cine o laudă? Dumnezeu a făcut creația ca să fie lăudată. Și atunci, marele părinte Cleopa spunea așa, după 20 de ani de viață de obște, poți să te duci la pustie, nu te oprești nimeni, că deja ai experiența. Dar acum învățăcei vor din prima zi la pustie. Nici n-au îmbrăcat bine foanfele astea negre, hainele, și deja harul umblă pe sub dulamă, fâlfâie, numai el pot stăpâni. Și atunci sigur că poți greși. Și atunci, în momentul când greșești, principalul vinovat e duhovnicul. Auzeam, da? Chiar eram odată, nici nu și-a dat seama persoana respectivă ce vorbește, și vorbea de o altă cucoană de asta țepoasă, să mușcau între ele pe acolo, pe la parastașă. Aia ce să-i ceri, ucenica lui Calistrat, ce să înveți de la ea, nu vezi cum face? Dar stai un pic, e ucenica mea, dar n-am trebuit să certi cu tine la parastas. Dacă să înghimpe și să arunce, bine, da, și da, în situația asta ce poți să faci? Dumnezeu lucrează, alege și socotește. Și acest bătrân a trecut prin această experiență. I-a zis Hristos, când voi găsi eu de cuvință, îți voi trimite un semn ca să vezi cine sunt ucenicii tăi cu adevărat. Și într-una din zile, Hristos, în chip de călugăr tânăr, vine la chilia bătrânii și spune așa, bătrâne, plecăciune și binețe, bună să-ți fie inima, călugăre, ce se întâmplă? Am o veste, m-a trimis bătrânul cu tare din cu tare loc să-ți spun să trimiți bătrânii cu ucenicii cu rucodele în cetate, că s-a adus pesmet, s-a adus curmale, prețurile sunt bune și să vă luați de mâncare. El a chemat imediat ucenicii și a spus, hai, luați bagajele și în Alexandria, l-a dus tot ce ați împletit, ce ați lucrat. Imediat ce au plecat ucenicii, același Hristos, prefăcut într-un lepros, jegos, murdar, însetat, flămând, dezbrăcat, stă în calea lor undeva la o intersecție pe cărările alea ale pustiei și spune așa, rog-mă de voi, puteți să mă ajutați cu o gură de apă? Da, unul din ucenici face, cât tupeu, cât o brăznicie, aici în mijlocul pustiei unde nu-i gură de apă, tu cere apă, cine ai stat încetat, ce-ai venit aici de cerșit? Ba, avem vouă leac de apă în plos, că da, avem, de s-o bem noi întâi să ne săturăm, să ne fie sete și dacă ne rămâne, îi dăm șurii. Și au băut tot apa, intenționat să-l sfideze. Da, da. Dar acum măcar poate aveți un pesmet, că sunt rup de foame. Cine te-a dus aici să-ți dea pesmet? Cine ai stat în cetate? Unde este mâncare? Cine te-a dus în pustie? Avem pesmet? Da, câte unul, mâncați toți câte unul. N-am putut să-ți dăm, de-abia ne-a ajuns nouă. L-au sfidat. Pe urmă a spus, măcar dați-mi o haină de asta de-a voastră mai ponosită, uite, mă bate soarele și mă dor rănile, măcar să le ascund, să nu se vadă. Dar ce, tu ești vrednic să porți haine călugărească? Ce, astea sunt haine numai pentru oameni sfinți, aici în pustin, țin-ți rușine, du-te încetat, ia-ți o cămașă de ei. L-au respins, l-au sictirit, cum se spune. Și la urmă a zis, dar măcar mă puteți căra în spate până în cetate. Măcar de unde am venit ca să nu mor de foame aici? Iete, n-avem altceva de făcut, noi suntem acum pur să te cărăm pe tine în spate. Dacă vrei, cine te-a adus să te ducă înapoi. Și noi suntem sluși de tali, suntem pe post de măgare aici. Și-au plecat și-au lăsat leprosul în drum. Imediat, în puterea dumnezească, același ucenic tânăr se întoarce la cu alt chip și cu altă formă, și spune bătrânul, ia-ți de grabă toiagul și du-te urgent în cetate, că ucenicii tăi sunt în mare pericol. Bătrânul a și pus un băț în ușa colibei, și-a luat rasa, și-a luat traista, și-a luat toiagul și taie pe cărărușile lui, imediat să ajungă din urmă ucenicii la cetate.